Vreau să vă spun că primii 500 de oameni care vor lăsa un like și vor comenta la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Salutare, frați și surori, mă numesc Maru Siancu, sper că aveți o zi minunată ca aici și bine ați revenit la un nou episod horror la mine pe canal. Înainte să începem, vreau să vă rog să vă abonați pentru că mai avem nici mai puțin de 200, când filmez eu chestia asta, 200 de abonați până putem ajunge la suma de 50.000. Astfel vă rog să apăsați butonul de like și de subscribe. Și astăzi, guys, începem o nouă serie pe canal. Vom face o reacție creepy la un nou channel de YouTube pe care l-am găsit. Se numește True Horror Stories Midnight Joke Pov. Hai să vă zic care este treaba. Sunt anumite trăiri care, gen, sunt reale, au fost trăite de oameni și filmarea este făcută cu telefonul. O să fie pe verticală și o să vedeți exact ce a trăit omul ăla și de ce este așa de horror. Dacă mai vreți să reacționăm la episoade de pe acest canal, apăsați butonul de like în cazul în care nu ați înțeles despre ce am vorbit. Uitați-vă la clip și o să înțelegeți. Dacă mai vreți episoade de genul, lăsați-o like și scrieți-mi la comentarii și haideți să începem. Bun, deci după cum vedeți, băiatul ăsta l-a apucat să se ducă la un midnight joke, adică să alerge noaptea, la miezul nopții. Bă, bro, ești cam ciudat, man. Să alerge la miezul nopții, uitați-vă la el, bun. Ok. Bărbat sau femeie, nu știu ce, cred că e bărbat, având în vedere care, uite, are și ceas, da, deci bărbatul ăsta s-a dus să alerge, uite, să se încălzește, bro, dar afară e și destul de urât, bănuiesc că a plouat, vedeți, e peste tot ud, și frățelul ăsta se duce la jogging, nu știu care-i logica lui, dar hai să vedem. Bro, ușa e crowded, but tonight, ok, ia să vedem ce zice aici. În general este aglomerație, dar astă seară arată ca și cum totul nu mai e nimeni aici. Hai să mutăm camera mai așa, adică în general ce că e aglomerație, dar acum, bro, e tot ok. Ok, bun, hai că se pune să aleargă, normal, să alerge, normal. Să aleargă. Accident, bă. Bro, ia să spui, da, înainte nu era nimeni în spate, man. Asta arată ca și... Da, de ce aleargă și ea? Bro, ce se întâmplă? Băi, ciudat. Ok, vedeți, tot închide și deschide ochii. Bro, da... Bro, care ideea? A văzut că și ea era vreo... de-aia de la ambulanță și ăsta la fel. Vedeți că aleargă lume pe lângă el sau pe lângă ea, nu știu ce, el sau ea. Ok, s-a deciudat, hai să vedem. O să mai vine cineva strastă. Bro, ea aleargă aceeași persoană. Bro, dar cum aleargă ăștia dacă s-a uitat în spate și nu vă supă nimeni? Ok, hai să vedem. Ciudat. Bro, aceeași persoană, bro! Bro, se întoarce, bro, fugi! Mamă, mi s-a tot și microfonul, bro. Mi s-a tot și microfonul. Fugi. Bro, mamă, bă, trăiesc emoția maxim. Du-te înapoi la tine acasă, sora mea. Du-te la pe mamă, nu văd nimica. Bro, nu văd nimica, pe bune. Ok, hai că a ajuns iar într-un alt loc. Bă, ideea e că nu știu ce se întâmplă, dar și... Asta, bro, s-a dus la alergat la miezul nopții. Ok, hai să vedem. Samuro, aceeași persoană. Bro, unde fuge? Bro? Mamă, bro, e terifiată, man. Mamă, bă, dacă vă alargă cineva cel mai... dacă vă alargă cineva cel mai prost lucru e să vă duceți într-un loc strâmb de ăsta, vă dați seama. Dacă acum apare cu Ian lift. Ce se întâmplă dacă apare acum cu Ian lift? Mamă, închide-te. Ok, s-a închis. Dar poate acum apare cu Ian lift. Bro? Mama asta plânge, bro. Ia plânge, man. Bă, parcă am văzut pe ceva. Bă, parcă văd pe cineva aici. Ok, a ajuns la nu știu ce... A ajuns la nu știu ce etaj. Bă, dar vedeți ce plânge, mamă, ce prost vă simt, bro. Bro. Mamă, ce se întâmplă?
Ok, guys, a ajuns acasă. Bun. Deci a ajuns acasă, nu știu ce s-a întâmplat în continuare. Vreau, bă, dar m-a simțit foarte, foarte prost. Ați văzut că din primele momente a început să plângă. Mai avem un videoclip de ăsta, se numește True Chase. Hai să vedem care-i domnul așa aici. Ok, se duce la 7:11, se duce la un magazin seara, ok. Se duce până la magazin, hai să vedem. Chica a fugit pisica din nou. Bro, ok, deci se duce undeva. Hai să vedem, man, e ciudat. Chica a fugit pisica, bro. Ricky o cheamă pe pisica, bun. Mamă, Ricky, unde ești, sora mea? Deci vrea să duc la magazin de prima dată să o găsească pe Ricky. Mamă, Ricky, unde ești? Mamă, Ricky, îmi dai palpitații. Ok, s-a auzit ceva de sub de acolo. Îi sună telefonul, bro. Singapore. Ok, guys, a sunat-o cineva, i-a zis că te duci pe la magazin, dar ți-a uitat portofelul aici și a zis, da, știu, însă prima dată vreau să prind pisica. Ricky? Și că Ricky stă în fața mea chiar acum. Bro, și atunci cine mi-e una? Cine mi-e una? Cine o atrăgea cu mieunatul ăla, bro? A zis ăla că Ricky stă în fața mea acum. Păi înseamnă cine mi-e una? Și că acum are după o pisică. Și Tora și Ming Ming. Toate sunt acasă. Bi? Bă, ce-i acolo, frățiorul? Mamă, băi, era un cap de om care s-a întors, gen. Du-te rapid acasă, soro, du-te. Mamă, bă, era ceva acolo. Deschide, mamă, bă, bă, da, cum e asta, bă? Bă, cum... Oh, shit. Aoleo, man. Bro, deschide-mă ușa odată, trebuie să fie disperată. Aoleu, s-a deschis ușa, bun. Ok. Ce că închide ușa. Ok. Bro, da, frățiorul? Bă, ăsta a rămas... Ce face ăla, bro? A rămas cam blocat. Ce se întâmplă, bro? Olo, ok, ajuns la baie. Mamă, ce? Ai ciudat, au, bro. A, se spală pe picioare. Pare mie că o să se întâmple ceva acum, guys. Cred că o să se întâmple ceva fix acum. Dar nu prea se aude, gen. Îi sună telefonul. Mamă, bro, sună telefonul, cred că o sună ăla să zică să vină acasă, uite. Aceeași persoană, sau? Băi, where are you? Am dat să tu pasi oare. Deci că, Bi, unde ești? Sunt chiar acum jos să-ți dau portofelul. Oh, shit, man, oh! Trebuia să zic că să-i dea portofelul. Deci ăla la care a intrat în casă nu e un bărbat pe care o cunoaște, fie că e soțul ei sau abar nu am. Deci, bro, nu e un bravo pe care îl cunoaște, Ben. Atunci, la cine în casă e ea, bro? Bro? Oh, shit, man.
Mamă, deci nu suport să aud respirația asta, gen așa că plânge. Aoleu, mamă! Mamă, mamă, bro! Ok, guys, cam atât a fost cu clipul acesta. Dacă v-am plăcut, lăsați un like, bro. Bă, da, sunt foarte, foarte cărit pe aceste videoclipuri, pentru că am văzut că o auzi pe ea, cum țipă, cum acolo, cum plânge non-stop, teoretic plânge, e speriată și te simți și tu așa. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de genul. Eu am fost Marusian cu ne vedem curând cu episoade noi. V-am bubat pe toți, pa, pa!